Consilierii locali și consilierii județeni care au migrat dintr-un partid în altul își vor pierde mandatele, în timp ce primarii și președinții de consilii județene revin la situația anterioară aplicării actului normativ, respectiv Ordonanța 55. Aceasta este decizia adoptată ieri de Comisia Juridică a Senatului. Această decizie ar putea duce la pierderea mandatelor de către aproape 5.000 de aleși locali. În cazul în care plenul Senatului va aproba anularea Ordonanței 55, avem și la Giurgiu consilieri care riscă să-și piardă mandatele. Este vorba și despre consilieri județeni și despre consilieri locali. În cazul Consiliului Județean vorbim despre consilieri care au plecat din PPDD și s-au înscris în PSD sau despre consilieri care au plecat de la PNL pentru a se înscrie în ALD, fostul PLR. De asemenea, la Consiliul Local situația este asemănătoare. Mulți consilieri s-au înscris din PPDD în PSD atunci când a fost aprobată Ordonanța 55, iar doi consilieri au plecat de la PNL pentru aceeași ALD. După aprobarea Ordonanței 55, cei mai mulți aleși locali care au migrat, aproape 80%, s-au înscris în PSD. De aceea, dacă proiectul aprobat ieri va deveni lege, acest partid ar avea cel mai mult de pierdut, după ce a avut cel mai mult de câștigat prin ordonanța menționată.